Bine v-am regăsit la Semn de Carte. Sunt Bogdan Papa Costea, vă propun astăzi un volum care ar trebui să ne deschidă tuturor o ferăstruică spre interiorul nostru, spre felul în care funcționează mintea noastră în anumite situații. Cartea se numește 101 apărări, cum se protejează mintea, a apărut în colecția de psihoterapie și psihologie a editurii 3 și aparține profesorului și psihiatrului Jerome Blackman. Cum se protejează mintea? Dar de ce ar avea mintea nevoia să se protejeze? Cel puțin 101 motive pentru a face asta. Sistemul nostru psihic, mental, este unul atât de fragil și atât de ușor de deteriorat, încât are nevoie de sisteme speciale pentru a se autoproteja. Și o facem aproape în fiecare zi, de cele mai multe ori, din păcate, fără să conștientizăm asta. O astfel de carte mi se pare foarte importantă pentru înțelegerea de sine și avem nevoie să ne înțelegem. Face parte, îndrăznesc să spun, această auto-înțelegere din cultura generală chiar. În momentul în care avem un insight, adică avem o privire clară și clarificatoare asupra noastră înșine, atunci suntem mai capabili să-i înțelegem pe ceilalți și să-i empatizăm cu ei. Și avem nevoie de atât de multă empatie pentru a ne face viețile noastre și pe ale celorlalți mai bune. Așadar, 101 apărări, cum se autoprotejează mintea, e un volum de înțelepciune care ar putea să ne ajute pe fiecare dintre noi, oricât de lucizi am fi sau ne-am considera. Așadar, 101 feluri în care mintea noastră reușește să ecraneze cumva realitatea pentru a ne proteja eventual de neplăcerile ei. Haideți să vă și citesc ceva din carte pentru a vă exemplifica. Iată apărarea numărul 35, identificarea cu agresorul. Te porți abuziv față de cineva pentru că ai fost la rândul tău în trecut victima unui abuz. Acest mecanism are rolul de a te proteja de conștientizarea sentimentelor de furie. Dacă comportamentul abuziv devine cronic și generalizat, te încadrezi în tipologia caracterelor sadice, devenind un agresor. Este un exemplu. Dar haideți să vă citesc și ceva mult mai comun. Sublimarea. Pentru a te apăra de fantasme sexuale sau destructive, șocante, te angajezi într-o activitate cu scop practic, care parțial ține simbolic locul fantasmei. Astfel, fantasma rămâne în plan inconștient chiar și pentru tine și va fi înlocuită de interesul pentru activitate. Părinții și cadrele didactice fac eforturi considerabile pentru a le trezi copiilor din ciclul gimnazial interesul pentru diferite activități, artă, muzică, atletism, colecționarea obiectelor, considerate intuitiv ca fiind benefice. Și așa și este. Toate aceste activități sunt o modalitate de descărcare pentru fantasmele sexuale și agresive. Aproape fiecare din aceste apărări descrise sunt însoțite și de un studiu de caz, foarte pe scurt, pentru a înțelege mai bine ce vrea să spună autorul. Eu o să continui și o să vă mai citesc ceva. Devalorizarea. Crezi în mod eronat că un altul este demn de dispreț. Gândește astfel pentru a-ți menține sentimentul propriei valori. Deși acest mecanism este foarte evident la persoanele narcisice, el poate apărea și în alte forme mai subtile. Este frecvent întâlnit în practica clinică în cazul pacienților care se plâng că terapia nu-i ajută, în ciuda unor schimbări terapeutice evidente. Altfel spus, reproșul pacientului nu are o bază reală. Și, în sfârșit, vreau să vă citesc și acest fragment, apărarea 100. E vorba despre franchețe. Aparent, ai o atitudine deschisă și ești bine intenționat. Însă această tendință de a spune adevărul te protejează atât pe tine cât și pe ceilalți de aflarea întregului adevăr privind ostilitatea agresivă ce te caracterizează. Franchețea poate sta la baza confruntărilor verbale virulente, fiind un automatism preconștient, adică un răspuns automat compus din câteva tipuri de apărări, ce este declanșat de anumite situații conflictuale. Individul de o sinceritate ofensatoare îi poate sancționa adesea pe ceilalți pentru greșelile lor. Poate că aceștia au făcut ceva inadecvat, însă franchețea reprezintă o reacție exagerată ce îl apără pe individ de alte afecte. Așadar, 101 apărări, cum se autoprotejează mintea, o carte de înțelepciune și o posibilitate de a ne înțelege mai bine pe noi înșine. Suntem dominați de automatisme pe care le considerăm perfect justificate. Și totuși, citind o astfel de carte,
am putea să pricepem mai bine de ce anumite comportamente care ni se par completamente justificate reușesc totuși uneori chiar să ne distrugă viețile. Jerome Blackman, 101 apărări, cum se autoprotejează mintea, citiți-o, că nu vă face rău. Cele bune pe data viitoare!